Așa începe fiecare curs al tinerilor norvegieni. Ei învață noțiuni elementare de limbă țigănească, iar romii maramureșeni exersează cot la cot cu ei noțiuni de limba engleză. Profesorul norvegienilor nu este nimeni altul decât președintele Centrului Antidiscriminare din Norvegia. Acesta s-a ocupat îndeaproape de găzduirea și programul zilnic al norvegienilor. Ei trebuie să pregătească împreună cu gazda respectivă, că i-am găzduit la diferite familii, să învețe să facă prânzul. După prânz vor avea dans și muzică și seara se va încheia cu prepararea cinei. Cum sunt fetele? Cum vă înțelegeți? Bine, am așa, nu știu să mă înțeleg așa cu ele, dar le arăt, le spui ce să facă. No, și țigănește și românește. Norvegenii spun că sunt fascinați de modul în care trăiesc romii în România și vor să învețe cât mai multe din felul lor de a fi. I am a little bit Sunt un pic diferită față de ceilalți, deoarece sunt din Suedia. Numele meu este Orsa și am cântat în urmă cu 10 ani în grupurile de teatru cântece țigănești din toată lumea, dar nu știam niciodată despre ce cânt. The thing is, when I came here, I was... Păi când am ajuns aici, am fost un pic șocat, deoarece nu sunt mulți oameni de culoare pe aici. Însă ei m-au făcut să mă simt bine, confortabil, iar apoi m-au strigat: Ciocolată, îmi pare bine să te văd, ce faci? Este frumos aici. We are 11. Noi suntem 11, am venit vineri și ne simțim bine aici. Toată lumea este extrem de drăguță. Avem parte de o mâncare foarte bună. Toată lumea e sătulă de dimineață până seară. Am învățat multe. Am făcut cărămizi de lut și am învățat să dansăm. La sfârșitul săptămânii, grupul de norvegieni va prezenta câteva dansuri țigănești, dar și lucrări făcute de ei în comunitate, în cadrul unui spectacol special pregătit de organizatori. Totul se va încheia tradițional cu un dans în jurul focului. Everybody, Bahtalo.